se lucrează la, pe toate fronturile, și la stația plecare și la stația intermediară. Se consolidează stâlpii și începând ieri s-au început lucrările la stația de vârf, din vârful muntele. Până la finalul lunii iunie se vor termina lucrările în partea inferioară, stația de pare, stația de pompare, parcare, garaje pentru gondole, utilitățile necesare și profilarea turbii. Până la finalul lunii iulie se va termina toate lucrările de consolidare la stâlpi, iar în luna lui august se vor urca cablurile și gondolele pe linie, se vor începe testele și probele la instalarea de transport pe cablu. Urmând ca până la finalul toamnei să se realizeze toată investiția la instalarea de zăpadă artificială, în așa fel încât înainte să cadă prima zăpadă, investiția să fie finalizată. Aduceți aminte, în campanie eram criticați că facem un reportaj doar pentru imagine, doar pentru alegător, doar pentru alegeri. A spus-o și atunci că investiția nu este doar una de imagine de campanie, ci este investiția așteptată în Borșa de 2002, cred că s-au început primele lucrări, abandonată în 2004, repornit în 2007, abandonată în 2009. De data aceasta, investiția va fi finalizată și borșenii și turiștii se vor bucura de cea mai modernă turcă de schimb în România.